privit pe Tatiana Rădulescu și după aceea domnul Viorel Martin, din nou dumneavoastră împreună cu soția, pe rând, în ordinea în care doriți, sunteți aici pe listă. Vă mulțumesc și vă spun bună seara și bine vă regăsesc aici, pentru că tematica propusă a fost aceea a toamnei, am gândit să mă conformez. Prin urmare, au tivit cu sânge. Gonește prin aul obsedan al octombrie. Ce desmalți! Alveole cu prin chipuri abia ajunse la maturitate, căci extazul a fost mare și plincios. Ochi peste fire deschiși ca să vadă ospățuri de lumini de toate intensitățile. Fagul al impezimilor din celest în celest, spre apele originale, poate un drum, poate o întrebare, de profund disclamabil. Dar tu, deșert roșietic ce îți șuie pe lung rana geologică, venele poate gârghe și acum în vocea mea, de violoncel feminin, coaja vulcanilor s-a spart, lăsând fluidul să empă, da, în matricea fiecărei silabe, pe măsura îndurerării sau a seminării noastre din noi și toată atât de avântejul pe lumina printre aplauzele speciei în delir, da, tributul adus la picioarele ultimilor argonauți porniți în căutarea lunii de aur, pânze de tot irizate de gemete. În ele specia își recunoaște povârșia, până când, din nou, ne vom naște. Pentru că această mișcare mondială a poeților a pornit din lumea hispanică, m-am gândit la ceva mai dur. M-am gândit la ceva mai dur, cu elemente militante, pentru că noi cunoaștem tematica acestei poezii. În 1936 a murit Federico García Lorca. În piesa Leanto de la guitarra, se rompe la scopas de la madrugada, în piesa Leanto de la guitarra, es imposible cariarla. Spaniol. Deocamdată, ca un fel de moto, nu e nevoie să vă caduc. Astăzi, pe asfaltul asudat de tălpi impare, au căzut petale fâșii din tupul unui poet. Spun unii că lumina prea crudă îl hăcuise până la măduvă, că polenul florilor târzi îi înecase respirația. În orașul invadat de dansatori, berea se prelinsese până la fundațiile imobilelor de la periferie și vinul. Idile peripatetice, până când ne-am luat fulgarinele pentru orice eventualitate ca să ne împachetăm lesturile devorate de prea plină dragoste. Da. Rămâne totdeauna ceva timp pentru socoteli grăbite, răfuieri, ca o canonadă a limbilor vulgare dintre lumi. Sermo vulgaris. Deșirare de dantele meninge. Sau poate la asta tu nu vei ajunge niciodată. Poate doar cu o identitate preschimbată în timp, dar neconsemnată de niciun document. A cântuit prin misiune. În fond, o artă veche decât lumea. În mod special, starea de a fi a huliganului idolatru, pentru ca imaginea să absoarbă sângele victimei. Când ocazia este propice, vine o zi. Deși deja o simți cu ascuțișul de lumină rece, cu picurări de lavă sau o mietotuna. Tortura de a rezista, chiar și cu o clipă în plus, peste ceea ce se spune despre mine și despre fiecare în parte. Uită-te bine în ochii mei, acolo vei zace în propria ta veșnicie. Thank you.